Pe când petrec undeva 80% din tot activitatea mea. Asta înseamnă cu dragoste față de ceea ce fac, de solul care am, de culturile care le producem. E o plăcere să-ți dedai timpul pentru a produce ceva, a face lucruri bune. Sunt conducătorul gospodăriei Țărănești Doina Ioana. Ne aflăm în comuna Antonești, Cantimir. Ne ocupăm cu prelucrarea terenurilor agricole, obținând produse agricole, grâu, floarea soarelui, porumb, rapiță, sorg. Această aventură a început în anul 2000. Din anul 2000 ne ocupăm cu agricultura, adică prelucrăm la momentul de față 1400 de hectare. Sămănători avem performante, tehnică de prelucrare a solului, lucrăm acum la tehnologia mini-till. Mini-till înseamnă prelucrarea pământului cu discuri, cu agregate mult mai complexe. Să îmbunătățește fertilizarea solului și totodată acumulăm necesarul de umiditate în sol. Adică brazda nu este întoarsă, dar este folosită pe loc. Este într-un amestec. Este vorba de un credit de 4 milioane lei, care în rezultatul obținerii noi ne-am dotat cu tehnică, cu combinator de la firma Horsch și cu un tractor de o capacitate de putere 430 de cai putere K7. Noi ca atare nu avem destule resurse de a acoperi gajul pentru a obține creditul ăsta. Și am accesat creditul, fiindcă în credit era posibil prin Banca Europeană să reducem riscul de a pune în gaj o sumă foarte mare. 30% sunt resursele noastre financiare și 70% sunt resursele de la Banca Europeană pentru investiții.